Horoscop săptămânal 22-28 iunie 2020. Iunie este în plină dezvoltare, iar astrologii se grăbesc să avertizeze. În fața noastră va fi o săptămână extrem de plină de evenimente. Urmați sfaturile astrelor pentru a trece peste toate dificultățile zilele următoare. După câteva săptămâni de vară, senzația de noutate și entuziasm au dispărut ușor. Săptămâna aceasta poate părea că schimbările au rămas în urmă, dar astfel de senzații sunt greșite. Din potrivă, tocmai acum tendințele astrologice negative asociate cu Venus se termină și apoi urmează un val de fericire. Chiar și Mercur retrograd se va juca cu noi, permițându-ne să aruncăm o privire sobra asupra vieții noastre și să vedem noi că e spre succes. Această săptămână este literalmente creată pentru un schimb cald de energie. În zilele următoare sunt prevăzute multe întâlniri prietenoase și alte evenimente plăcute, ceea ce implică o interacțiune strânsă cu ceilalți. Norocul va fi alături de toți cei care încep o nouă relație romantică. În ceea ce privește sfera finanțelor, aici nu se așteaptă stres, dezamăgire sau dramă. Nu sunt excluse lovituri minore în carieră. Berbec În această săptămână, planetele, care intră în diferite aspecte unele cu altele, vor schimba starea de spirit a berbecilor și planurile lor, lăsând ceață în diferite sfere ale vieții. Astrologii vă sugerează să nu luați decizii importante între 22 și 24 iunie. În aceste zile, odihna și puțină frivolitate vor fi favorizate de stele. În perioada 25-28 iunie, sunt șanse excelente de a vă îmbunătăți viața, în special în domeniul relațiilor personale. Berbecul nu ar trebui să rupă legăturile cu cei dragi. Din familie va veni sprijinul care vă va menține pe linie în momentele dificile. Berbecul în această săptămână va începe o serie de mici probleme, care îl pot deranja. În această privință va trebui să vă comportați tot mai simplu și să nu vă faceți probleme. Nu răspundeți prea tare provocărilor și nu reacționați negativ la critici. Fericirea îi așteaptă pe cei care știu să rămână extrem de calmi în orice situație. Taur În această săptămână, taurii se vor confrunta cu schimbări, afectându-le în primul rând cariera. Vor fi multe evenimente, în special la începutul săptămânii și toate acestea vă vor face să vă gândiți la problemele interesante. Mercur retrograd vă va ajuta să priviți înapoi, să corectați greșelile și să vă revizuiți prioritățile de viață. Astrologii vă recomandă să nu renunțați la obiectivele ambițioase. Toate cele mai semnificative încep cu lucruri mici. Prin urmare, chiar și începutul unor pași mici poate atrage dorința. Având în vedere acest lucru, Taurul își va păstra credința în cele mai bune, iar sfârșitul lunii iunie va avea loc pe un val pozitiv. Cert este că astrele vor fi cele mai destructive miercuri și joi, 24 și 25 iunie. Este necesar să vă pregătiți corespunzător pentru aceste două zile, pentru a supraviețui furtunii. Apoi va urma o perioadă de calm. Gemeni! Săptămâna viitoare le va aduce gemenilor un vânt al schimbării, stelele sugerează, vor exista multe evenimente, atât plăcute cât și nu deosebite, iar cel mai vulnerabil loc va fi sfera monetară. Dar dificultățile vor ajuta la trezirea și activarea forțelor interne. Mișcarea retrograda a lui Mercur vă vor forța gândurile să revină în trecut, există riscul de a întâlni circumstanțe și probleme similare. Experiența trecută și intuiția vă vor permite să găsiți o cale de ieșire chiar și dintr-o situație fără speranță gemenii vor începe o perioadă favorabilă relației de dragoste. Pentru a atrage succesul nu numai în acest domeniu, ci și în altele, astrologii vă sfătuiesc să învățați să gândiți pozitiv. În acest caz, săptămâna va fi de mare succes pentru noile începuturi, descoperiri financiare și veți avea succes în muncă. RAC Universul avertizează reprezentanții RAC. Situația din viața personală necesită control. Surprizele neplăcute se pot strecura acolo. Stelele vă sfătuiesc să acordați atenție problemelor unei persoane dragi, copiilor și părinților, și, dacă este posibil, să le oferiți ajutor. Restul săptămânii va aduce schimbări plăcute în ceea ce privește munca, cariera și banii. Adevărat, pentru asta va trebui să fiți activi, intenționați și decisivi. O eclipsă solară este atunci când luna care controlează emoțiile și nevoile ascunde soarele, ceea ce reprezintă un sentiment de sine și identitate. Va fi greu să aveți încredere dacă veți fi măturați de emoții. Dar, recunoscând acest lucru, aveți ocazia să obțineți autocontrolul. Cu siguranță vă puteți găsi echilibrul. Pentru raci, cea mai importantă va fi sfera banilor și a muncii. Aceasta va fi perioada ideală pentru a încheia oferte și pentru a cumpăra bunuri și servicii scumpe. Cel mai mult vor avea noroc acei raci care ocupă funcții înalte. Leu. Lei așteaptă o săptămână plăcută și de succes. Planetele vor crea toate condițiile pentru a vă îmbunătăți prezentul. Astrologii oferă un unghi diferit pentru a privi situațiile cu probleme sau pentru a solicita sfatul persoanelor dragi. Acest lucru va ajuta la găsirea unei situații practice la multe probleme. Și cel mai important, sfârșitul lunii iunie nu va fi pentru munca grea, treburile casnice și activitățile plictisitoare, ci pentru voi înși vă. Prin urmare, merită să vă dedicați timp practicilor spirituale și să vă ascultați inima. Vă va spune cum să redați trecutul și să deveniți mai fericiți. În săptămâna aceasta, pentru lei, accentul principal va fi pe acei oameni din viața voastră care întâmpină dificultăți și apelează la voi pentru ajutor. Veți ști mereu ce să spuneți pentru a aduce confort. Persoana iubită poate avea o opinie cu privire la o problemă importantă, care va fi semnificativ diferită de a voastră. Energia voastră poate crește semnificativ în următoarea săptămână, și, în consecință, carisma voastră va crește și ea. Săptămâna va fi foarte plăcută și dinamică va fi necesar să vă gândiți rapid și să rămâneți calmi în orice situație. Fecioară Revitalizarea lui Mercur retrograd promite o revoluție re în carieră și bani. Planeta va fi gata să lanseze în viața fecioarelor atât noi oportunități cât și pierde tangibile. Cei care sunt interesați de succes ar trebui să devină mai selectivi și să acorde atenție numai problemelor grave. Dacă la începutul săptămânii veți avea șansa de a evita problemele, atunci, spre sfârșitul săptămânii, va fi practic imposibil să preziceți rezultatul evenimentelor. Fecioarele pot încheia săptămâna atât ca câștigători, cât și ca învinși. Săptămâna va fi destul de ambiguă pentru fecioare. În această perioadă veți avea multă energie și timp pentru a vă gândi la viitor. Stresul din ultimele luni poate duce la realizarea nevoii de a vă extinde cercul de prieteni. Este posibil să fi făcut promisiuni pe care nu le-ați respectat, este timpul să le rezolvați. În această săptămână pot apărea oportunități în carieră. La sfârșitul săptămânii este posibil ca un eveniment social la care ați vrut să participați va fi anulat. Cele mai favorabile zile ale săptămânii vor fi luni, joi și vineri. Pe 22 iunie, nu merită să stați inactivi. Balanță. La sfârșitul lunii iunie, lumina va răsări la orizont, iar balanțele se vor putea aștepta la schimbări bune. Săptămâna aceasta va prezenta mai multe evenimente fericite, când toate circunstanțele coincid pentru a obține succesul. Astrologii vă sfătuiesc să vă mențineți un echilibru în orice. Nu ar trebui să pierdeți energie pe victorii nesemnificative, la fel cum nu ar trebui să luptați cu morile de vânt. Calea către armonie în perioada 22-28 iunie se va face printr-o înțelegere a obiectivelor și priorităților. Săptămâna va fi o perioadă activă și dinamică pentru Balanță. Veți avea câteva oportunități în carieră în această săptămână. Săptămâna va începe cu eclipsa solară în Rac, iar această energie va fi reflectată în domeniul carierei și familiei. S-ar putea să doriți să vă schimbați rutina zilnică. Venus va fi mai atras de lucrurile distractive și ușoare decât practice. Aceasta va fi o perioadă bună pentru a face ceea ce vă place cu adevărat. Balanța este de așteptat să aibă o săptămână obișnuită, dar vor exista și pericole. Va fi foarte important să vă mențineți o dispoziție bună și să încercați să rezolvați problemele imediat, fără întârziere. Scorpion. Săptămâna aceasta va aduce o veste bună și oportunități promițătoare reprezentanților Scorpion. Cele mai semnificative zile vor fi marți, miercuri și sâmbătă. În aceste zile, influența planetelor va fi consolidată, ceea ce promite o combinație reușită de evenimente. Principalul lucru este să nu vă ascundeți de comunicare, să nu arătați indiferență și laturile întunecate ale personalității voastre. Astfel, stelele vă vor aduce oameni potriviți, vor prezenta condițiile necesare pentru succes și vor sugera modalitățile de rezolvare a problemelor. Pentru scorpioni, săptămâna aceasta accentul va fi pus pe ceea ce știți și pe realizarea a ceea ce nu știți. Acum, va fi bine să puneți întrebări și să aflați adevărul. Săptămâna va începe cu eclipsa solară în rac, în casa înțelepciunii. Începe o perioadă de șase luni, favorabilă pentru obținerea oricăror cunoștințe. Este posibil să vă regăsiți o idee pe care ați avut-o recent. Aceasta poate fi atât o reuniune în familie cât și o autoexprimare creativă. Intuiția voastră poate începe să crească și informațiile bune pot furniza surse de venit pasive. Săgetător Săptămâna aceasta, săgetătorii vor fi gata să uimească și să surprindă. Planetele vor adăuga energie, activitate, determinare și farmec. De luni până vineri, săgetătorul va putea cu siguranță să-și atingă obiectivele săptămânale. Astrologii vă sfătuiesc să lucrați la planurile voastre, inclusiv la cele mai importante sarcini din listă. În timp ce planetele active au energie puternică, merită să aveți o șansă să investiți în implementarea dorințelor voastre. Cu o poziție fermă se vor putea observa primele succese deja la începutul lunii iulie. Nevoia voastră de libertate și securitate va fi în creștere și veți fi gata să vă schimbați. Acest lucru se poate realiza cu gândirea creativă și depășind zona de confort. În următoarele șase luni, semințele pe care le plantați în această săptămână pot oferi o recoltă uriașă de oportunități. Va exista o singură persoană care vă poate descuraja planurile. Voi veți fi. Puteți lua în considerare defectele, consultați statisticile, luați în considerare probabilitățile și luați singur decizia corectă. Capricorn. Potrivit horoscopului, reprezentanții Capricorn trebuie să evite treburile plictisitoare și comunicarea neplăcută. În caz contrar, negativul se poate răspândi în toate sferele vieții, ceea ce este foarte periculos, având în vedere activitatea pe cera lui Mercur retrograd. Stelele vă sfătuiesc cu toată puterea să vă mențineți controlul asupra emoțiilor și să evitați situațiile stresante. Cu excepția unor momente neplăcute rare, săptămâna va trece în siguranță, oferind șansa de a vă extinde sfera de influență, de a vă îmbunătăți relațiile și de a găsi o ocupație profitabilă pentru toată lumea. Săptămâna va fi o perioadă destul de ambiguă pentru capricorni. Această săptămână se va concentra pe toate tipurile de relații, atât de afaceri cât și de parteneriat. Noi cunoscuți vor câștiga importanță ca prieteni, dar există și înțelegerea faptului că relațiile strânse se pot încheia. Acum veți atrage oameni noi în viața voastră. Eclipsa va închide unele uși, dar le va deschide pe altele. Acesta este un indicator potrivit căruia oamenii noi vin în viața voastră. Dar poate însemna de asemenea că unii oameni care au fost alături de voi vor înceta să mai fie o parte importantă a vieții voastre. Vărsător Cei născuți sub auspiciile vărsătorului riscă să-și petreacă sfârșitul lunii iunie într-o stare emoționantă, ușor tensionată. În multe feluri, aceasta va fi vina lui Mercur retrograd, dar astrologii au o soluție. Încercați să vă faceți timp pentru voi și pentru gândurile voastre, pentru a descoperi o încărcătură de informații, cuvintele altor persoane și indiciile sorții. În ceea ce privește inițiativele și deciziile îndrăznețe, va fi mai bine să așteptați un pic, acordând prioritate problemelor de rutină și agățându-vă de problemele interne. După greutățile din ultimele săptămâni, ați crezut că totul se va calma, dar acum lucrurile au din nou nevoie de atenția voastră. Eclipsa atrage atenția asupra ceva ce trebuie să se schimbe, iar acest lucru indică faptul că există obiceiuri care vă rețin. Poate că ați încercat să schimbați acest lucru în trecut, dar acum aveți puterea unei eclipse care vă va ajuta. Saturn poate îngreuna găsirea încrederii în sine pentru a merge mai departe. Dar acest tranzit va trece rapid, veți lua măsuri care vă vor face mândri de voi în viitor. 23 iunie, Neptun în Pești, în Casa Banilor, devine retrograd. Marți pot exista dificultăți financiare. Pești. Influența stabilă a planetelor patron va aduce schimbări neobișnuite peștilor în viața lor obișnuită. Potrivit astrologilor, săptămâna va fi bogată în ofertă fără echivoc și emoții puternice. Dar, nu vă grăbiți, acum sarcina principală este să alegeți ceea ce vă ajută să deveniți fericiți. Timpul activității va veni la începutul lunii iulie, iar înainte ar fi bine să nu luați decizii cruciale. Ar fi mult mai util să petreceți o săptămână onorându-vă abilitățile existente și antrenându-vă intuiția. Asta vă va ajuta să nu vă pierdeți norocul. Pești încep o perioadă în care ar trebui să fie mai atenți la cheltuieli. Luni va fi o zi bună pentru călătorii. Ideile care vă vor veni pe parcursul săptămânii vor trebui testate imediat în practică. La locul de muncă ar fi mai bine să nu mergeți spre aventuri și să nu participați la intrigi. Este indicat să vă exprimați gândurile în mod logic și scurt. Iar dacă nu se rezolvă, va fi mai bine să amânați o conversație importantă. Vineri, întâlnirile și ieșirile vor avea succes. Originalitatea gândirii vă va face mai ușor să faceți față problemelor emergente. Sfârșitul lunii iunie va fi plin de încercări, dintre care principalele vor fi temerile, îndoielile și anxietățile îndepărtate, care se întind din trecut. Îndoiala de sine și jocul imaginației vor fi impuse de mișcarea retrogradă a lui Mercur. Prin urmare, există o singură cale de ieșire din această situație. Să urmați recomandările astrologilor și să nu pierdeți din vedere indiciile importante ale Universului. Să aveți o săptămână bună, aveți grijă și nu uitați să apăsați butoanele.